Centrul pentru Jurnalism Independent, în parteneriat cu MediaSind, Târgu Mureș, a organizat o discuție despre libertatea de expresie în România, prilejuită de lansarea la Târgu Mureș a ediției revizuite a colecției de articole de lege referitoare la libertatea de exprimare. Studii de caz despre jurisprudența instanței românești, ediția 2016. Întâlnirea a avut loc joi 28 ianuarie la sediul sindicatului CNSLR Frăția din Târgu Mureș. Am vorbit cu foarte mulți jurnaliști și spun, păi da, noi nu avem legi care ni se aplică. Și de aici am apucat să facem această cercetare pe cadrul legal și am văzut că sunt o grămadă de legi care ni se aplică direct, cum sunt articolele din Codul Civil care reglementează libertatea de exprimare în raport cu demnitatea, viața privată, reputația persoanei. Există articole din Codul Penal care pot afecta într-un fel sau altul munca jurnaliștilor și au fost cazuri mai vechi, cei drept, în care jurnaliști au fost reținuți pe niște spețe care au ținut de protecția datelor secret de stat sau plus șantaj. Discuțiile au evaluat cadrul legislativ care poate influența libertatea de exprimare, care sunt cele mai folosite articole de lege împotriva jurnaliștilor și cât de eficiente sunt ele pentru protejarea demnității umane și garantarea libertății de expresie. Există legislație în zona discriminării care se aplică. În același timp avem un articol din Codul Penal care spune că instigarea la discriminare se pedepsește cu închisoare sau cu amendă și asta este ceva ce foarte puțină lume știe. Avem hotărâri în care rețelele sociale, Facebook este considerat spațiu public și asta este o informație care este foarte importantă și mai e ceva, legea dreptului de autor. La întâlnire a fost reprezentată și presa din Reghin, prin directorul general Dareghin TV, Ovidiu Ilisan. Cel mai important pentru noi legat de tema de astăzi este să existe o asociație foarte puternică care să apere jurnaliștii în orice condiție. Fiindcă, real life, hai să fim serios, depinde unde joci. Dacă joci la Barcelona și te cheamă Tora Mundean sau Cristian Tudor Popescu, n-are nimeni treabă cu tine. Dar pentru asta ai avut un traseu, un spin, unde numai tu știi ce ai întâmpinat. Cu această ocazie, jurnaliștii mureșeni au trecut în revistă și care sunt principalele provocări profesionale și riscurile la care se expun în exercitarea cu bună credință a meseriei lor.